La un pas de tragedie, un taximetrist a pierdut controlul volanului, s-a izbit cu mașina într-un parapet, apoi a ieșit pe contrasens și a fost la un pas de a se ciocni cu alte vehicule. Totul a fost surprins în data de 5 iulie pe traseul Chișinău-Orhei, după ieșirea din satul Peresecina, iar imaginile au fost făcute publice pe o rețea de socializare. Он неадекватен. На самом деле неадекватен. Вот он. Ебашь от машины. Смотрите, смотрите, что с ним. Может, ему просто плохо. Что с ним? Не, он под состоянием, наркотическим состоянием. Вот он. Поехал на встречку. În cele din urmă, șoferul a staționat, iar alți conducători auto s-au apropiat pentru a stabili ce se întâmplă de fapt cu automobilistul în cauză. Ты сейчас чуть не убил людей, что с тобой? Собаситель. Ты видел, что ты с машиной сделал? Ты чуть не убил людей там на дороге. După ce imaginile au fost făcute publice pe rețelele de socializare, în comentarii a intervenit mama și sora șoferului. Acestea au scris că bărbatul nu consumă nici droguri, nici alcool, așa cum îl acuză cei de la fața locului, ci suferă de diabet zaharat și cel mai probabil ar fi făcut o criză. La fața locului a fost chemată și poliția, care a documentat cazul. Cu detalii de la Oamenii Legii revenim în edițiile următoare.